Doamne ajută și bine v-a regăsit, stimați și iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema: cum ne tăiem singuri craca de sub picioare? E puțin cam așa mai, neobișnuită tema aceasta. E un proverb vechi pe care îl folosește poporul român: asta e singur craca de sub picioare. Dar iată ce se întâmplă în viața noastră cu neamul omenesc, cu totul. Și vom arăta aceste lucruri, vom demonstra acest adevăr grăitor și foarte dureros. Cum ne tăiem singur craca de sub picioare? Am auzit de foarte multe ori că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este aproape. Psalmistul David, în câțiva psalmi, spune acest lucru: aproape ești tu, Doamne, aproape. Dar noi nu-l vedem, nu-l simțim și de cele mai multe ori nici nu ne mai gândim la el. Sunt excepții care confirmă regula, bineînțeles. Acestea sunt reprezentate de către cei credincioși, practicanți și care s-au transformat, s-au schimbat în așa fel încât au legătură, conexiune conștientă cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este la un pupitru de comandă și ridică o cale de sunet ca să vorbească cineva cu el. Și are un mixer ultra performant și care are nenumărate căi de comunicare. Iată, 8 miliarde de oameni. Nu este așa ceva. Dar ce este cu adevărat? Este, stimați și iubiți ascultători, ceea ce noi nu mai putem să gândim. Noi nu mai putem să înțelegem legătura cu Dumnezeu, cum este ea cu adevărat. Și asta din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Păi s-a întâmplat atunci când omul, strămoșul nostru, Adam, și strămoșa noastră, Eva, când omul n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a ascultat de cel care se împotrivea cuvântului lui Dumnezeu și care fusese izgonit din împărăția lui Dumnezeu, din transcendență. Și atunci omul, ascultând de sfatul celui viclean, care se opunea lui Dumnezeu și din cauza aceasta nu mai avea cum să fie veșnic, nemuritor, omul cel nemuritor a îmbrățișat moartea. A căpătat moarte. Dar cum de a căpătat-o? A căpătat-o fiindcă rațiunea sa s-a întunecat și mintea i s-a sucit. Stimați și iubiți ascultători, emisiunea aceasta putea să fie despre sucirea minții. Și motivul adevărat pentru care orice proiect pe care l-am face, fără să ținem seamă de legătura conștientă cu Dumnezeu, pe care omul o are în mod inconștient, din cauza sucirii minții, orice proiect pe care l-am face în asemenea fel, este sortit pieirii, eșecului. Și așa au fost toate societățile umane care s-au dezvoltat, civilizațiile care s-au dezvoltat, imperiile care s-au dezvoltat. Cenușă sunt. Toate au căzut. Întotdeauna omul a încercat, mintea sucită având, să îl imite pe Dumnezeu fără să aibă nevoie de el. Fiindcă așa a fost sfatul celui necurat. Că dacă vor încălca porunca lui Dumnezeu, vor fi ca Dumnezeu.
Și Dumnezeu nu voiește să fiți ca el. Acel necurat care s-a numit potrivnic și vrăjmaș al lui Dumnezeu, acel necurat, el a căzut primul din această demnitate de iubire față de Dumnezeu, de iubitor de Dumnezeu și de iubit al lui Dumnezeu. El a fost primul care a căzut din demnitatea aceasta și a antrenat în căderea sa și pe omul pe care îl invidia. Vrăjmaș fiind, s-a numit Satan, fiindcă înainte luminos fiind, ba chiar cel mai luminos dintre îngeri, era cel mai apropiat de Dumnezeu dintre cetele îngerești, dintre îngerii care au alcătuit în cete îngerești. Lucifer, cum se numea el, s-a transformat în Satan, cel întunecat, cel vrăjmaș. Și, invidios pe omul care preluase demnitatea de fiu al lui Dumnezeu și era chiar, purtea chipul lui Dumnezeu în el, invidios fiind, a vrut să-l piardă, ca să moară și capra vecinului, cum spune românul, într-un proverb pe care îl folosim noi des, dar în cu totul alt context, mai ales politic. Dar nu ne referim la politică aici. Ne referim la neamul omenesc. Așa că, stimați și iubiți ascultători, am pregătit din Sfânta Scriptură, din Epistolele Sfântului Apostol Pavel, câteva pasaje care sunt edificatoare pentru acest lucru. Dar ca să ajungem la nivelul acela la care se referă Pavel, mai trebuie să lămurim câte ceva. Deci atunci când omul care nu cunoștea răul, fiindcă îl cunoștea pe Dumnezeu, iar Dumnezeu este binele absolut, și din cauza aceasta, reflectându-l pe Dumnezeu, fiind chipul lui Dumnezeu în el activat, folosim un termen mai tehnic, mai actual, și activat, fiind viu, termenul este mai vechi acesta, mai tradițional, chipul lui Dumnezeu fiind viu în el, omul acela a căzut din ascultarea față de cel care se reflecta în el prin chipul pe care îl dăduse. Așa l-a creat, ca să reflecte pe Dumnezeu, pe Creator, și să se numească fiu al lui Dumnezeu. Și omul acela, care fusese creat după chipul fiului lui Dumnezeu, cel din veșnicie, avea și el nemurire din cauza că reflecta chipul lui Dumnezeu, care este nemuritor și este și infinit. Avea capacități, stimați și iubiți ascultători, ca să controleze timpul. Era mai presus de timp. Era în altă dimensiune, care este chiar a patra, timpul. De aceea era nemuritor. Nu cunoștea ce este răul, fiindcă nici nu gândea răul. Când a gustat din fructul pomului cunoașterii binelui și răului, care niciun caz nu era măr, păr, prun sau altceva, încă nu se văzuse treaba aceasta. În raiul lui Dumnezeu era pomul cunoașterii binelui și răului, pomul vieții era în mijlocul raiului. Deci nu existau aceste lucruri care făceau parte din a treia dimensiune, în care a căzut ulterior și le-a cunoscut ulterior în felul acesta, după ce i s-a sucit mintea, adică după ce rațiunea corespunzătoare reflectării lui Dumnezeu s-a întunecat, pierzând harul, energia necreată care lumina. Pierzând aceasta, a pierzut și haina pe care o avea, căci nu avea nevoie de haine, nu avea nevoie de lucruri trecătoare, fiindcă nu era trecător omul. Și din cauza aceasta, pierzând această nemurire, pierzând dimensiunea
a căzut din transcendent în această dimensiune, în spațiu-timp. Timpul s-a transformat în spațiu-timp, n-a mai fost el stăpân peste timp, omul creat după chipul lui Dumnezeu. Și asemănarea lui încă nu dobândise, fiindcă dobândi și asemănarea, nu mai era posibil ca el să greșească, ca el să fie ispitit de către cel necurat, vrăjmașul lui Dumnezeu, care deja fusese pedepsit. Aruncat fiind și căzând ca un fulger din dimensiunea, din transcendent, din dimensiunea care era mai presus de spațiu-timp. Și atunci timpul a devenit și spațiu și a devenit și relativ. Adică, practic, plus cu minus fac zero. Adică nimic. Adică fum, umbră și vis. Cum spuneau Sfinții Părinți. Adică un fel de vis că trăim, dar de fapt suntem ca și morți. Așa cum spunea Iisus Hristos, lăsați pe morți să-și ducă morții lor. Adică atunci am cunoscut moartea și începutul și sfârșitul și timpul a căpătat trecut și viitor, fiindcă am căzut din prezentul veșniciei, unde este doar prezent. Din cauza aceasta, noapte nu mai este în împărăția lui Dumnezeu. Lumina este peste tot și soarele dreptății luminează tot timpul. Soarele dreptății este chiar Hristos, cuvântul lui Dumnezeu prin care se sfințește tot, prin Duhul Sfânt antrenat de cuvântul lui Dumnezeu. Cine a trimis pe pământ pe Duhul Sfânt? Cuvântul lui Dumnezeu, cel întrupat, Hristos, după ce s-a înălțat la cer și l-a trimis pe Mângâietor, care este Duhul Sfânt. Deci, luminează tot timpul, noapte nu va mai fi, boală nu mai este, durere nu mai este, e doar o cunoaștere profundă și din ce în ce mai intensă a lui Dumnezeu, o apropiere continuă de Dumnezeu, care este infinit, deci n-are cum să se termine vreodată. Deci iată relația cu infinitul pe care am recâștigat-o dacă ne-am mântui. Ori acest lucru cu mintea sucită nu se poate concepe. Și din cauza aceasta, stimați iubiți ascultători, tot ceea ce gândim și tot ceea ce încercăm noi să facem după mintea noastră pe care o avem după ce s-a petrecut acel fenomen, este sortit eșecului, vremelniciei. Astăzi este și mâine nu mai este. Iată ce spunea Sfântul Apostol Pavel despre acest lucru, despre cunoașterea lui Dumnezeu a celor care au mintea sucită. Dar nu s-a referit la acest lucru, ne referim noi și traducem ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Căci dacă am reuși să desrăsucim mintea noastră, atunci intelectul omului, după cum spune psihologia, n-ar mai fi conștient, subconștient și inconștient. Ar fi doar conștient și atât. Creierul nostru n-ar mai lucra, cum spune știința omenească, în proporție de maximum 10%. În rest, e degeaba. N-ar mai fi așa ceva, fiindcă ar lucra tot timpul. El lucrează tot timpul, dar lucrează inconștient față de conștiința noastră, față de nivelul conștient în care petrecem noi, adică în spațiu-timp. Să înțelegem lucrul acesta. Și dacă l-am înțelege, atunci am înțelege foarte bine ceea ce Iisus Hristos ne-a învățat și Sfinții Apostoli au transmis mai departe și Sfânta Biserică a conservat ca învățătură prin toate mijloacele ei, fiindcă este instituția divino-umană, nu este doar umană. Toate celelalte instituții, stimați iubiți ascultători, sunt umane și tot ceea ce este omenesc, după mintea sucită a omului, n-are cum să persiste. N-are cum să
să treacă peste timp, adică să intre în împărăția lui Dumnezeu. De aceea ușa la care se feră Iisus Hristos este strâmtă, calea e strâmtă. Nu este cale largă. Așa se intră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea pocăința este calea cea mai sigură și smerenia de a intra în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă este foarte subțire fanta aceea prin care se poate intra. Și prilejul este greu de... E nevoie de o trăire care să ofere acest prilej. Și atunci, în condițiile acestea, omul a cunoscut răul. Și cunoscând răul, a fost firea lui, s-a pervertit. Nu mai putea să reflecte pe Dumnezeu în mod conștient. Putea să reflecte în mod inconștient. Dar nu mai era el conștient de ceea ce se întâmpla în sinea lui și a pierdut legătura cu omul lăuntric, cu inima sa, pe care o cunoaște numai Dumnezeu. Fiindcă pierzând șansa obținerii asemănării cu Dumnezeu și calea i s-a închis. Și de aceea este foarte greu ca omul să se analizeze pe el însuși, să-și vadă greșelile, să-și vadă bârna din ochi. E foarte greu pentru omul acesta cu mintea sucită, că nu are cum să gândească lucruri respective. Pentru el celălalt este vinovat și arată mereu cu degetul, deși Iisus Hristos ne-a învățat. Scoateți întâi bârna din ochiul tău și după aceea vei vedea să scoți paiul din ochiul aproapelui tău, fratelui tău. Noi vedem paiele din ochii altora, dar bârna din ochiul nostru nu putem să o scoatem. Nici nu concepem că avem vreo bârnă. Noi zicem că avem mintea foarte bună și ne lăudăm unii cu alții față de alții. Ne lăudăm practic. Nu ne dăm seama de lucrul acesta. Ce se întâmplă cu noi, de fapt? Și mergem așa mânați de Duhul necurat care apasă asupra lumii întregi, asupra creației, făcând-o să zacă sub puterea sa. Și spunem că, ha, nici nu există. Ce, astea sunt basme de demoni și astea sunt basme. Sunt invențiile ăstora. Biserica este anacronică. Deja s-a terminat cu ea. E de domeniul trecutului. Noi suntem acum cu, ne pregătim să intrăm în metavers. Că așa ne-a învățat Mark Zuckerberg. Așa. Are un nume foarte rezonant. Zuckerberg. Așa ne-a învățat el cu Facebook-ul lui. Că putem să trăim virtual nu știu câte feluri de universuri și ne putem distra în nu știu câte feluri. Stimați, iubiți ascultători, unde mai este libertatea fiecăruia dintre noi pe care Dumnezeu ne-a garantat-o și ne-o respectă, fiindcă pentru el era foarte simplu să ne oblige să nu mai avem mintea sucită. Era foarte simplu pentru el, fiind atotputernic. Dar ne-a lăsat pe noi să facem lucrul acesta, să ne lămurim noi pe noi înșine, ne-a lăsat libertatea aceasta pentru că atunci când ne vom lămuri să nu mai putem cădea vreodată în greșeala, în păcatul originar, în greșeala aceea uriașă care s-a transmis la tot neamul omenesc, generație după generație, adică mintea sucită. Vedeți, este o sfântă taină a botezului care șterge păcatul originar. Pruncul botezat atunci, pruncul acela, sufletul său transcende, se duce și este înscris în împărăția lui Dumnezeu ca fiind viu. E recunoscut ca fiind viu. Dacă însă pruncul acela, după ce a cunoscut pe Dumnezeu, prin viața lui ulterioară, când își dezvoltă conștiința de sine, el nu face altceva decât să însucească mintea cu toate cele ale lumii în care trăiește și care își
pune amprenta pe modul în care gândește el și sucește mintea, acel om degeaba este înscris în cartea vieții din împărăția lui Dumnezeu, că nu mai este recunoscut de către Dumnezeu. Și este ca în pilda fecioarelor, celor neînțelepte, li se mai spune și nebune. Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Plecați de aici, niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Sau nu vă cunosc pe voi. Când ele băteau la ușa care se închisese, mirele fiind Hristos, intrase în încăpere și închisese ușa, o încuiase. Nu puteau să mai intre. Așa că, stimați și iubiți ascultători, ne tăiem singur craca de sub picioare. Dumnezeu este cu noi, este lângă noi. Nu recunoaștem, fiindcă ne-am învățat să gândim altfel decât în modul în care l-am putea recunoaște pe Dumnezeu. Cât de greu le-a venit apostolilor, celor 12, să-L recunoască pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu după ce le-a făcut atâtea minuni, au fost martori ai atâtor minuni. Că s-a schimbat la față, au văzut și slava care este din împărăția lui Dumnezeu, atât cât puteau ei să vadă, fiind încă în trup și nefiind încă morți. Oricum erau într-o stare de semiveghe, nu erau într-o stare de veghe. Că atunci când și-au revenit, n-au mai văzut pe Moise și pe Ilie lângă Iisus Hristos și slav, și lumina aceea a dispărut, lumina taborică. Deci, să reținem lucrul acesta, nici ei nu l-au putut recunoaște, fiindcă aveau mintea sucită, nu puteau concepe. Atunci când au uitat de faptul că are mintea sucită și, e vorba de Apostolul Petru, a coborât din corabie, din barca aceea mai mare pescărească numită corabie, și a coborât și marea era învulburată și bătea vântul tare și l-a mers pe apă până aproape de Hristos, atunci nu s-a mai gândit cum gândea în mod normal, după mintea lui sucită. Atunci a putut să meargă pe apă. Dar când a început să gândească sucit, cum să fac, se poate? Imediat era senece. S-a afundat, Doamne scapă-mă! I-a întins mâna, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Unde s-a îndoit? În inima lui. Și ce este inima? Nu, inima este organul acela prin care știm ce se întâmplă. Dar inima nu gândește ca un creier, că nu este creier. Inima este subconștientul la care se referă Mântuitorul Iisus Hristos și la care se referă psihologii în alt fel. Adică toate acele trăiri pe care le ținem minte și care formează un fel de amalgam, un aluat, care premerge conștientul, e înaintea conștientului și îl dirigează cumva. Adică toate achizițiile rezultate în urma educației noastre nu fac altceva decât să ne dirigeze cumva nivelul conștient, conștientizarea. Cu cât curățăm acel subconștient, adică inima ne-o curățăm, cu atât Duhul Sfânt poate să intre ușor, fiindcă El oricum funcționează, oricum relaționează cu noi, dar la nivel inconștient, mai profund. Și El urcă atunci. Și atunci aceasta înseamnă, cum spuneau Sfinții Părinți, să coboare mintea în inimă. Adică nivelul conștient să ajungă în subconștient, să se întâlnească cu inconștientul și să se producă suprarațiunea, supraconștientul, conștiința de Dumnezeu. Așa se traduce, stimați și iubiți ascultători, învățătura din Sfânta Tradiție. Și asta înseamnă, de fapt, să ne eliberăm de aceste lucruri care ne împing ca pe o turmă, pe o cale largă și care duce într-un abis, în abisul conștiinței, un abis de conștiință. E nesfârșit. Nu găsim, nu dăm de fundul sacului, să știți, în felul acesta, când avem mintea sucită. Și atunci, care ar fi soluția? Soluția este foarte simplă, e lângă noi. Cunoașterea lui Dumnezeu.
greu le-a fost apostolilor. Și unul singur a fost în stare să simtă o licărire de conștiință, de har a fost la el, i-a luminat Dumnezeu mintea și a spus: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Sau Fiul Dumnezeului celui viu, în altă exprimare care este mai gramatical corectă. Și fericit ești tu, Petru, că nu carnea și sânge, nu trupul tău ți-a descoperit, ci Tatăl ți-a descoperit aceasta. Adică de la Tatăl este, de la El este lumina care ți-a luminat mintea. Și pe această mărturisire de credință, pe această piatră, de-aia a spus Petru, că Petra înseamnă stâncă. Și scandalon în limba greacă înseamnă piatră dintre asta oarecare, dar Petra înseamnă stâncă. Și pe stânca aceasta, pe mărturisirea de credință, voi întemeia biserica mea, pe care nici porțile iadului, adică adunările dracilor, ducă-se pe pustii și locuri fără de apă, nu o vor birui. Aceasta ce înseamnă? Că Iisus Hristos a știut dinainte, sau știa dinainte, fiind Dumnezeu, că mulți vor încerca să biruiască biserica aceasta întemeiată pe mărturisirea de credință a lui Petru. Și știa ce se va întâmpla, cum va fi prigonită și niciodată nu va putea fi biruită. Așa că, stimați și iubiți ascultători, iată ce spune Sfântul Apostol Pavel referindu-se în Epistola către Romani, prima din șirul de epistole al lui Pavel, la cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat întru ei, adică întru oameni. Căci Dumnezeu le-a arătat-o încă de la facerea lumii, cele nevăzute ale lui, adică veșnica sa putere și dumnezeirea, prin cugetare se văd din făpturi. Așa că ei n-au cuvânt de apărare, căci deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu ca pe Dumnezeu l-au slăvit și nici nu i-au mulțumit, ci în cugetările lor s-au rătăcit și inima lor cea neînțelegătoare s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Și slavă lui Dumnezeu, celui nestricăcios, adică celui din transcendent, au schimbat-o, au preschimbat-o în asemănarea chipului omului celui stricăcios și al păsărilor și al patrupedelor și al târătoarelor. Toate fiind stricăcioase. În dimensiunea aceasta nimic nu este veșnic. Totul este relativ. Azi e, mâine nu e. Dar mereu sunt cicluri care se repetă perpetuând practic ființa respectivă. Tipul de ființă, nu individul respectiv. Individul moare, dar specia nu. După aceea am auzit că și din cauza activității umane, mai ales din ultimele secole, multe specii au dispărut. Câteodată se mai regăsesc exemplare în mod întâmplător și acest lucru face subiectul unei știri senzaționale. De aceea Dumnezeu i-a predat necurăției după poftele inimilor, aceea inimă întunecată, necurată, ca să-și necinstească trupurile ei între ei, ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul făcătorului acesteia, cel ce este binecuvântat în veci. Amin. Pentru aceea Dumnezeu i-a predat unor patim de necinste, că și femeile lor au preschimbat legăturile firești cu acelea împotriva firii. Asemenea și bărbații, părăsând firească legătură cu femeia, în pofta lor s-au aprins unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și primind în ei înșiși răsplata cuvenită rătăcirii lor.
Și așa cum ei n-au încercat să-L păseze pe Dumnezeu în cugetele lor. Aceea e mintea sucită. Tot așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor cea fără judecată. Să facă ceea ce nu se cade, plin fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de invidie, bârfitori, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări rele, părători, urători de Dumnezeu, ocărători, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, nesocotiți, călcători de cuvânt, lipsiți de iubire, lipsiți de milă, care deși au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu, că adică ce fac unii ca acestea sunt vrăniși de moarte, nu numai că le fac, dar le și încuvințează celor ce le fac, adică fac legi care să justifice asemenea purtări. Vedeți în ce hal am ajuns? Din cauza aceasta, stimați iubiți ascultători, că nu realizăm că avem mintea sucită și zicem că noi suntem tari și mari, trufași, semeți, lăudăroși și multe altele care înseamnă sfera răutății de care au avut parte oamenii din cauza că Adam și Eva au vrut să cunoască răul. Și l-au cunoscut, dar l-au pierdut pe binele absolut Dumnezeu. A devenit inconștientă relația cu El. De aceea este necesară, stimați și iubiți ascultători, învățătura religioasă, de aceea este necesară biserica în viața noastră, fiindcă cele 7 sfinte taine sunt îndreptări obligatorii ale acestei minți sucite pe care am moștenit-o încă de la Adam și Eva. Și numai în felul acesta făptura devine nouă, noi ne transformăm, ne schimbăm pentru a putea să devenim receptivi în mod conștient de lucrarea lui Dumnezeu în creația Lui. Și atunci creația se schimbă pentru noi. Creația nu mai este, cum vedem noi, haotică. Natura nu se mai revoltă împotriva omului. Omul este cel care o conduce și o crotește pentru a fi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Fiindcă omul dobândește, poate să dobândească asemănarea cu Dumnezeu. Și Iisus Hristos le-a promis apostolilor că și ei, dobândind această asemănare, mai mari lucruri vor face decât cele pe care le-a făcut El. Dobândit putere asupra. A spus, veți călca peste șerpi, peste scorpii. Asta înseamnă că nu vă va vătăma veninul, deși pe toți îi vatămă veninul șarpelui respectiv. Au nevoie de medicamente și de transfuzii câteodată, în cazuri mai grave, cei care sunt mușcați de șerpi, veninoși. Așa că, stimați iubiți ascultători, aceasta descrie Pavel, Sfântul Apostol Pavel, o face atunci când începe să învețe pe discipolii pe care avea acolo în Roma și pregătește venirea sa acolo la Roma prin această epistolă foarte importantă, prima din șirul epistolelor pauline, cum se numesc ele. Iată ce spune în altă epistolă, epistola 1 către Corinteni. Lucru foarte important. Iată ce spune. Potrivit harului Dumnezeu ce mi s-a dat, eu ca un iscusit meșter ziditor am pus temelia. Temelia la această refacere a omului, adică reconstrucția lui, refacerea minții omului, desrăsucirea ei. Și un altul însă zidește pe ea, dar fiecare să ia seama la felul cum zidește, că o altă temelie nu poate nimeni să pună în afara celei puse, care este Iisus Hristos, că prin El a fost creat omul,
Cuvântul lui Dumnezeu prin care totul a fost creat. Toată creația a fost creată prin El. În Dumnezeu există creația, întru El și prin Iisus Hristos a fost creată. Care este Fiul Său, una cu Tatăl. Deci temelia este Iisus Hristos. Cine se ridică în lumea aceasta căzută împotriva lui Iisus Hristos se numește Antichrist. Și ei se numesc cei care sunt ghidați sau se lasă ghidați, că au libertatea opiniilor. De această învățătură se numesc antichriști. Că mulți sunt în lume. Spune, și atunci erau mulți în lume. Acum sunt și mai mulți, că lumea s-a mărit. A crescut numeric. Iar dacă pe această temelie, care este Hristos, zidește cineva cu aur, cu argint, cu pietre scumpe, cu lemn, cu fân, cu paie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, îl va vădi ziua judecății, fiindcă el în foc se descoperă și focul însuși va lămuri, cum anume e lucrul fiecăruia. Dacă lucrul pe care cineva l-a zidit deasupra rămâne, acela plată va primi. Dacă lucrul cuiva va fi ars, păgubit va fi, el însă se va mântui, dar așa ca prin foc. La ce se referă focul acesta? E foarte greu să recunoaștem fenomenul și să-l înțelegem, dar se referă la pedeapsa pe care o suferă în iad oamenii care s-au împotrivit lui Hristos. Nu știți oare voi că sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește întru voi? Întru voi, atenție, nu în voi. Nu-L vom putea cuprinde vreodată pe Dumnezeu, să-L conținem. Dar întru noi, în conceptul nostru de a fi, da, El este. De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica pe el Dumnezeu, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu. Care sunteți voi? Deci, atenție mare, stimați și iubiți ascultători. Acesta este omul. Noi suntem aceștia. Dar suntem inconștienți de capacitățile pe care le avem moștenite prin facere, prin conceperea noastră, după chipul lui Dumnezeu. Atenție mare la lucrul acesta. La ce renunțăm de fapt dacă merge după mintea sucită a noastră. Și din păcate, cei care au mintea sucită învață și pe ceilalți care sunt prunci să aibă mintea sucită. Și se transmite din generație în generație sucirea minții. E un lucru foarte clar acesta. De aceea educația este necorespunzătoare mântuirii neamului omenesc. Iată ce spune mai departe. Nimeni să nu se înșele pe sine. Dacă între voi se pare cuiva că e înțelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să devină înțelept. Că înțelepciunea lumii acesteia, nebunie este în fața lui Dumnezeu. Pentru că scris este, cel ce îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile înțelepților că sunt deșarte. Cum vine asta? Păi sunt înțelepți sau nu sunt înțelepți? Sunt vicleni, fiindcă cei înțelepți care au mai multă glagorie, cum se spune, au mai multă minte, simt că nu e bine ce spun. Simt că ceea ce susțin ei cu teorie, aceste teorii sunt lovite de nulitate în următoarele generații sau peste 10 ani, peste 20 de ani, va veni altă teorie care o să răstoarne teorie. Ei simt lucrul acesta. Dar sunt vicleni, fiindcă vor slava de la oameni, vor slava de șartă și vor să ia premii și vor să ia bani și vor să ia poziții sociale înalte și vor să fie slăviți de către cei care cunosc cu tare, să fie slăviți. Mare viclenie este, mare înșelare este acolo, în zona respectivă. Și aceste gânduri sunt deșarte, fiindcă nu se confirmă în timp. Așa că nimeni să nu se laude cu oamenii, fiindcă totul e al vostru
fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre, iar voi ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu. Aceasta ar fi în relația cea adevărată. În lumea aceasta, stimați iubiți ascultători, singura noastră mângâiere nu poate să fie decât Sfânta Biserică. Și participarea la Sfintele Slujbe nu face decât să ne oprească din cursa aceasta nebună către iad. Participând la Sfintele Slujbe, primim lumină, lumina de la Dumnezeu necreată, harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui, și încet, încet, având răbdare, ne transformăm. Și în loc să mergem pe calea aceea largă și în care se duce în abisul conștiinței umane, ne luminăm mintea astfel încât începem să vedem cât de mare e bârna din ochiul nostru sau din ochii noștri și începem să o alungăm, să o scoatem, pocăindu-ne. Dar nu fiind pocăiți, rupți din biserica adevărată creștină, pocăiți cu numele între ghilimele, ci pocăindu-ne și părându-ne rău de tot ceea ce am făcut atâta timp cât aveam mintea sucită. Și în felul acesta ne curățăm acel sertar al conștiinței numit subconștientul, facem curat acolo și trăirile pe care le hrănim, le nutrim, sunt pozitive, sunt bune, ne umplem cu fapte bune și aceasta înseamnă că harul lui Dumnezeu ne umple inima. Asta este locuirea lui Dumnezeu în om. Și în felul acesta începem să reflectăm pe Dumnezeu și reflectându-L ne sfințim. Așa că, stimați iubiți ascultători, în concordanță cu ceea ce am spus, că ne tăiem singur craca de sub picioare, nimeni nu ne poate sili să fim așa. Dar ademeni poate. Suntem ademeniți în tot felul, bineînțeles. Dar noi nu suntem siliți să fim de acord cu această ademenire numită ispită. Putem să ne opunem ispitei, însă dacă avem gândul la Dumnezeu, având grijă ca mintea să nu mai fie sucită. Bogdan Nicolae Mateescu vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm că au fost de folos aceste cuvinte. Cuvintele lui Dumnezeu sunt în Sfânta Scriptură. De acolo ne putem trage înțelepciunea. În cazul în care nu înțelegem ceva din Sfânta Scriptură, avem învățători care sunt din partea lui Iisus Hristos mandatați, adică preoți. Să întrebăm, să avem părinte duhovnic pe care să îl contactăm, să îl căutăm atunci când avem ceva care ne frământă și în felul acesta ne luminăm de la Dumnezeu, primim lumină, har de la El și viața noastră se va schimba. Doamne ajută!